Eu, care spovedesc de peste 20 de ani, vă spun că oamenii vin la spovedit și spun Părinte, cred că duc un păcat pe neam, cred că este un blestem de la moși, de la strămoși, de undeva tot este. Sau, părinte, este o greutate, ceva care stă pe familia noastră, parcă toate se duc de rupă. Și eu întreb, cine a fost mama, cine a fost tata, cine au fost bunicii din partea mamei, din partea tatălui? Nu știi dacă erau credincioși? Le-a făcut cineva parastas, știe cineva ce a fost cu ei și așa a aflit tot felul de blestemății, că unul s-a sfânzurat, altul a trăit despărțit, altul a murit în azil, de unul nu se știe, altul a murit în război și altul s-a sinucis. În urmă rămâne livada, casa, pomul, tot ce s-a strâns și cei de după au acaparat totul ca hienele, pentru că așa este și firesc că după moartea omului totul să se dea să se mântuiască. Dar vine Sfântul Vasile cel Mare și spune bogate, dacă atunci când ai fost, cât ai trăit, nu ai dat nimic de pomană, după moartea ta, toate pe care le vor dărui sunt moarte. De ce? Pentru că dacă ai fi trăit, nu le dădeai, așa că le dau alții în mila grijei tale. Tu trebuie să fii milostiv și credincios, nu să împartă alții de pomană. Vă puteți lucra mântuirea începând de la un măr și un pachet de biscuiți sau de la o lumânare aprinsă sau de la o simplă rugăciune spusă, neavând nevoie de ajutorul nimănui. Noi nu avem nevoie de milostenie artificială. Noi avem nevoie de bunătatea noastră sufletească. Dacă cei care te-au cunoscut spun bine că a crăpat, poți să dai de pomană an la rând. Dacă cineva va zice păcat el că era un om bun, ai câștigat tot. Pentru că aceea este imaginea omului și este esențial. Nu imaginea pe care o faci tu mortului, ci imaginea pe care și-a lăsat-o mortul. Dumnezeu nu se lasă până nu trage la el tot ce este al său. Indiferent cât de ticăloși și invidioși am fi și am vrea să tărâm totul pe pământ, Dumnezeu tot te trage la el și dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, tu nu ai lăsat nimic în urmă, ai lăsat doar umbre și durere.